Doamnelor și domnilor, Alexandra Șain, cunoașteți deja artistul. Fetelor, vă rog să luați un loc pe canapea în formulă completă, nu că dacă e de dimineață așa să fie de dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, ne așezăm în 2, 3 și... Ah, hai că mi-a reușit. Cum l-ai găsit tu pe tipul ăsta, Taman, în Spania? El mi-a găsit, de fapt, iarăși Facebook. Este foarte acum Facebook, nu știu, mi-aduce piesă după piesă. Păi cum intră cineva pe Facebook? Ce faci, fată? Vreau să cântăm împreună sau cum? Da, cineva vizitează pagina mea, care se numește Alexandra Șain. Atât? Vă invit acolo. Alexandra Șain, da? Fără oficial? Da. Băi, trebuie să pui un oficial undeva. Ce ai? Eu vreau să-mi fac acum Răzvan oficial. Oficialul Răzvan. Ok. Da, deci... păi trebuie să fie cumva, că altfel nu eu nici... totuși mă gândesc că Răzvană oficial the best. The, cum sună? The real. Da, the real. Era să zic chestia asta. Așa, te-a găsit pe Facebook și? Da, și a zis că lui îi place ce fac, îi place vocea mea și mi-a propus piesa aceasta și uite ce am reușit să facem. Și uite în ce hal ai reușit să o cânti. Foarte... Da, mulțumesc. Frumos, e drăguț așa, cu, așa e, nu, e mai mult de vară, să știi, decât de iarnă, dar putem să așteptăm până vara viitoare să o auzim pe radio. Nu știu ce să-ți spun. Eu, uite, în Dubai e vară. Da, și în Maldive la fel și în Africa, așa, așa că nu cred că e. Noi... Și noi avem nevoie să simțim căldură un pic, să... Mai, da? Mai cochetezi cu dansul? Îți place cuvântul ăsta, cochetezi? Mie nu, dar îl folosesc așa. Îmi place foarte mult arta aceasta și respect foarte mult pe oamenii care fac asta. Tu ai muncit ceva în... Am muncit ceva, da, în domeniu. Da, vreo 13 ani, da. 13 ani de dans, e da, ceva. E ceva, e ceva. Dar nu mai mergi la sală în fiecare zi, nu-ți mai faci pregătirea, nu? Ai lăsat-o pentru partea asta cu muzica. Am lăsat mai mult din cauza accidentului pe care l-am avut și din cauza că am fost grav bătămată, să zicem așa. Și am avut nevoie de practic 3 ani de recuperare ca să... Și acum încerc iarăși să... Fiindcă de fiecare dată, dacă eu fac efort adevărat, din păcate, oasele care au fost rupte, îmi dau de înțeles că trebuie să mă opresc. Deci asta s-a întâmplat, de fapt. Eu n-am avut oase rupte, dar după 3 minute de dans și mie corpul îmi dă de înțeles că trebuie să mă opresc. Adică nu e de mine să vede okay. Clar. Mulțumim tare mult că ai venit. Cu mare plăcere și mă bucur neața. Să vă văd. Vă mulțumim, fetelor, că ați demonstrat ce înseamnă aripa tânără la un dans. După cum ați văzut în dreapta, era aripa înțeleaptă, da? Fetele de la Neața și în stânga grădinița, nu-i așa? Alexandra Șain, de căutat pe Facebook Alexandra Șain și dacă aveți, nu-i așa, piesă să-i oferiți, ea primește cu drag, nu? Mulțumim tare mult! Mulțumim.